The New York Post face o dezvăluire importantă. Este vorba de implicarea lui George Mayer alături de Hunter Biden, fiul președintelui Statelor Unite, în urmă cu mai mulți ani, în acte de corupție majoră la București. Traseul lui Hunter Biden, traseul corupției cercetat de jurnaliști și probabil și de procurorii americani, pleacă de la Moscova, trece pe la Kiev și se oprește la București. Sunt tare curios ce alți oameni politici vor mai fi identificați în preajma lui Hunter Biden. În orice caz, este foarte gravă implicarea lui George Mayer. George Mayer a fost ani de zile șeful celui mai important serviciu secret al României și apoi ambasador al statelor, al României în Statele Unite. Era să spun al Statelor Unite în România și n-aș fi greșit prea mult.